În cadrul celei de-a 15-a ediții a festivalului Serile Filmului Românesc, cinefilii au avut ocazia să participe la avanpremiera mult așteptată a filmului Unde merg elefanții. Regizat de Gabi Virginia Șarga și Cătălin Rotaru, acest film aduce pe marele ecran o poveste profundă despre iubire, prietenie și lupta pentru a găsi sens în momentele dificile ale vieții. La avanpremiera au fost prezenți Alice Cora Mihalache și Ștefan Mihai, două figuri emblematice ale cinematografiei românești contemporane, care au împărtășit cu publicul experiențele lor de pe platourile de filmare și au discutat despre mesajele puternice transmise de filmul Unde merg elefanții. Unde merg elefanții nu este un film despre elefanți, ci o pseudo-melodramă care se conturează în jurul a trei personaje complexe. Leni, o fetiță bolnavă, dar plină de viață, este centrul emoțional al poveștii. Marcel, un tânăr cu tendințe sinucigașe și Magda, o mamă care încearcă să uite că viața poate fi îngrozitoare, completează acest trio neobișnuit. Avantpremiera filmului Unde merg elefanții la Serile Filmului Românesc a fost un moment de emoție și reflecție, subliniind importanța artei cinematografice în explorarea celor mai profunde aspecte ale condiției umane. Festivalul SFR continuă să fie un punct de reper cultural în România, aducând împreună cinefili și creatori într-o celebrare a filmului românesc.